Hei, bună dimineața, dragii mei! Într-adevăr, astăzi vom face echitație. Vom lua o lecție de echitație, vom fi inițiați mai exact în echitație. O am alături de mine pe Gloria. Ce faci, Gloria? Ne-am împrietenit deja, să știți, dar și pe Răzvan, cel pare care bine. Ne va învăța să călărim. Bună, Răzvan, îmi pare bine? Și mie pare bine. Haideți să facem așa o scurtă prezentare a echitației. Ce este, de fapt, acest sport? Acest sport este un sport foarte rar întâlnit, pentru că majoritatea oamenilor nu cunosc rădăcina și nici vârfurile sportului, dar un sport frumos. E vorba de un călăreț, omul, bineînțeles, și cal, cuplu. Exact ca într-o relație, cuplu, cal, călăreț. Puțin ca multe forță depune la acest sport, lucrează toată musculatura corpului, trebuie să fii foarte calm și foarte receptiv la comenzile calului, la indicațiile instructorului sau antrenorului. Dar părerea mea e un sport plăcut, un sport care dacă te-a pus să-l faci, nu te mai lași de el. E ca un microb, așa, exact, nu? Exact, exact, exact. Da, e un sport nobil? Să zicem că da. Să zicem că da. Hai să vedem ce presupune mai exact. Cum sună? Păi uite, ea e Gloria, un cal care e foarte cuminte, el folosesc la copii începători sau la adulți. E tot un act, tot începător. Deci eu sunt începătoare, n-am exact. Mai călărit niciodată. Primele ședințe cu ea le fac, pentru că are o cadență constantă. Deci o să vezi, în momentul în care pleacă la trac, de exemplu, își menține o viteză anume, nu mărește viteza, nu-mi inferează, ceea ce mă ajută foarte mult ca să pot să-ți predau ție lecția, să pot să capesc cât mai repede echilibrul pe cal, în același timp să-i copii ritm. Pentru că dacă era un cal cu diferențe de cadență, era mult mai greu pentru tine. Dar ce rasă este? Fjord. E un cal norvegian, un temperament foarte bun, foarte răbdător, foarte cuminte. Deci chiar e un cal foarte bun pentru echitație. Bun. Păi eu zic să dăm drumul la treabă. Cum sunt? Cea mai mare plăcere. În primul rând, ce trebuie să facem? În primul rând, trebuie să punem echipamentul de protecție. Așa, frumos. Foarte bine. Îl scurci? Încercăm. Un pic, stai, dă-mi e voie, că e puțin mai scurtă. Atât. Exact. Și vesta de protecție, care e foarte importantă pentru volan. Deci astea sunt două lucruri care fac parte din echipamentul de protecție, care eu, dacă nu le folosești, nu am să te le folosim cu mare plăcere, mai ales că este pentru siguranța noastră. Da, seama, pentru siguranță, în primul rând, în al doilea rând, lucrăm cât se poate de legal, pentru că în fiecare sport există niște reguli și trebuie respectate. O strângem mai tare? Nu, e suficient. Da. Cum te simți cu bine? Atât. Este foarte dură, vreau să vă spun. Așa. Asta a fost primul pas, pasul 2. Trebuie să ne fim în călare, dar trebuie să măsurăm scărițile, mărimea scărițului pentru să pătească la lungimea piciorului tău. Haide-te rog frumos pe partea stângă pe aici pe lângă mine. Deci tot timpul să încalică pe stânga calului, abordarea se face pe partea stânga calului, niciodată pe partea dreaptă. Să măsurăm scărițele, trebuie să facem gestul ăsta, adică punem pumnul aici strâns și scărița trebuie să ne vină exact la... Da. Ia vezi, spate-ne, e ok? Sunt cam mari. Da. Ha, să le purtăm puțin. Măsurăm și în partea dreaptă. Încă puțin, nu? Foarte puțin. O singură gaică, da? Una. Deja încep să înveți. Și acum atragi de cureaua asta de sub, ca să vină catarama acolo, să nu mergi din de la picioare. Regula de încălecat. În primul rând trebuie să luăm de logii mână, da? Pentru că în caz dacă pleacă calul după loc, să poți să-l oprești. Deci mâna ta stângă, uite aici, o punem ceva de gen. Nu așa, uite așa, Nicoleta. Sus. Uite așa, vezi cum am prins-o? Și dă cu amă calului. Invers, mâna invers. Așa, bravo. Exact. Și dă cu amă calului, da? Uite, tu acum ai de logul întins, în caz că dacă vrea să plece un pas, tu poți să-l oprești cât mai repede. În al doilea rând, piciorul stâng aici în scăriță. Așa. Wow. Mâna dreaptă, aici, peste așa. Și acum te ridici puțin în piciorul drept și dai piciorul peste cal. Exact ca la bicicletă. Te ajungi eu prima dată, da? Doamne ajută! Fără frică. Hai,
1, 2, 3. Stai că se mută Gloria. Hai, 1, 2. Foarte bine. Wow, și-am făcut-o și pe asta. Acum trebuie să băgăm și piciorul drept în scăriță. Așa. Aici la fel, mai la vârf. Atât. Un pic mai în față, pășa cu fundul. Exact. Acum e foarte bine. Acum e foarte bine. Uite, ca să îți redau eu puțină siguranță, o să te rog frumos să lași drălogii. Da. Pentru că e prima ședință și acum o să controlez eu. Uh-huh. Regile mele calul. O să lăsăm așa pe bâtul calului, tu ai aici o părălușă pe care poți să o ții în mână în caz că te dezechilibrezi, să te ții de ea, să te ții de ea. Da. Acum hai să luăm, să te explic cum să stă călare corect, cum e poziția corect. În primul și în primul rând, ceva ce e cel mai important, să ai tot timpul vârful la picior băgat în scăriță. Deci nu aici la călcâi, nu foarte la vârf, tot timpul aici, în caz de istericul să cazi, Doamne ferește, să poți să stea piciorul cât mai bine în scăriță, să nu mai agătat. Da. În al doilea rând, călcâiul trebuie să fie jos, un pic mai jos decât vârful piciorului, sau cel puțin talpa dreaptă. Niciodată călcâiul în sus, pentru că dacă tu ridici călcâiul în sus, te dezechilibrezi. În momentul ăla începi și să modifici poziția, nu mai ai priza de strângere foarte bună la picior. Și astea sunt două lucruri care sunt foarte importante. Vârful băgat în scăriță și călcâiul în jos, da? Da. Tot timpul stai genunchiul lipid așa, niciodată distanțat, ceva de gen. Da. Exact așa. Spatele trebuie să-l ai cât mai drept posibil, așa, capul sus, privirea înainte. Da? Și cam asta e poziția călare. Piciorul băgat la scăriță la vârf, călcâiul în jos, genunchiul lipid așa, spatele drept, capul privirea sus, înainte. Privirea înainte. Bravo. Ah, ok. Deci cam asta e. Acum încolo să începem să facem câteva exerciții pentru încălzire, pentru musculatură, pentru echilibru. Ah, ok. Acum e bine. Trebuie să te relaxezi puțin, că nu stai încordată pe cap. Jocul foarte, foarte relaxat să-l ai. Tot timpul să te gândești la poziție. Pentru că poziția e foarte importantă. Pe parcurs, în vârful în călărie, o să întâmpli niște etape pe care dacă nu ai poziția corectă, n-ai să poți să le faci. Vreau să vă spun că este o senzație extraordinară. E foarte diferit de ceea ce vezi. De jos se pare foarte ușor, când te duci călare, se schimbă mentalitatea. Hai să ne apucăm de treabă. Ok, nu mai pot să faci drag de timp. Nu mai, gata. Okay. Poziția care o ai, acum e corectă, da? Uh-huh. Eu acum ce vreau dacă vreau să te ridici, dă-mi șansă să te așezi în șa. Dar, în momentul în care te ridici, trebuie să ții picioarele foarte strâns. Te strângi și genunchi și gamba. Și ridicatul și așezatul se face din genunchi. Deci trebuie ridicat pe baza musculaturii, nu pe baza mâinilor. Deci te sprijini și de grânușă, pentru că tu acum nu ai echilibru. Și asta trebuie să lucrăm pentru musculatură și echilibru la primele ședințe. Dar să ții cont, că vorba e cum matur, zica mai omul, să ții cont să nu tragi foarte mult de curăluță, da? Deci curăluța în caz doar dacă te-ai echilibrat, te sprijini puțin de ea. După aia iar ție de ea, dar foarte puțin. Cel mai important asta e picioarele strânse și mișcarea trebuie făcută din mușchi piciorului, din genunchi special. Hai, sus, te ajung și eu. Așa, jos. Spatele drept, nu te pleca în față. Da. Exact ca de pe scaun, te ridici, te așezi. Așa, sus, jos. Tremur puțin. Dar hai, nici nu am o musculatură foarte bine dezvoltată. Să dezvolt pe la călărie, să dezvolt. Hai, sus, așa, jos. Stai că acum am dezechilibrat. Te strângi și te ridici. Așa. Încă o dată. Așa. Încă o dată. Deci, o să fie foarte bun. Da. Și nu mai e nevoie de sală. Așa. Sus. Gloria. Și așa mă dezechilibrez, eu nu mă dezechilibra mai mult. Încă o dată. Am ajuns, hai încă o dată. Așa. Acum o să facem mișcarea asta de mers. În timp ce merge calul la pas, tu ai să încerci să faci aceeași mișcare, da? Da. Dar să ții cont cât se poate să te... Picioarele apropiate, exact, picioarele strânse. Și cât se poate să stai... Călcâiul jos și eu dreaptă. Foarte bine, dreaptă. Hai, încă o dată. E greu. Așa.
Deci mișcarea asta o să faci la un moment dat, fără să mai faci pauză. În primul rând, al doilea rând. O să faci fără niciun fel de ajutor, fără mână, fără... Ai să mergi singură. Și asta e mișcarea pe care o să o faci la trap. În momentul în care merge calul la trap, trapul de două feluri. Trap așezat și trap săltat. La trap așezat trebuie să ai tot timpul cu fundul așa. Dar la trapul săltat, asta e mișcarea care o să o faci. Sus, jos, sus, jos, pentru că calul îți dă o mișcare de asta, te ridică, te așează, dar nu e o mișcare, cum să zic, relaxantă. E o mișcare ceva de genul, ca o minge de ping-pong. E, tu atunci trebuie să completezi cu ritmul ăsta, te ridici, te așezi, te ridici, te așezi. Așa, încă o dată. Foarte bine. Așa. Foarte bine. Hai că nu-i chiar așa de grămină. Vezi? Încă o dată. Vrei să încerc să mergem puțin la trap? Acolo, două la trap? Da. Încercăm? Hai, dar să facem trap așezat, pentru că e mult mai ușor la început. Mare lucru nu s-a făcut, adică trebuie să ții de curănița aia. Picioarele puțin strânse, dar apasă puțin mai mult în călcâi. Așa. Îți dai picioarele strânse. În locul foarte, foarte relaxat. Spatele drept. Și ce trebuie să faci tu în plus față de poziția corectă călare, este să lași puțin mai greu ușa. Pentru că normal trebuie să ai tot timpul cu fundul lipit de așa. Deci fundul crea mișcarea aceea și doar el să mișcă asta. Restul fundul este așa. Deci gata, începem, da? Da. Hai, trap, Gloria. Așa. Foarte bine. Se pare solicitant sportul? E destul de dificil prima dată. Apoi încet. Da, la început e foarte frumos. La început e foarte greu. În unele cazuri poate să fie și puțin dezamăgitor. Pentru că sunt foarte multe persoane care citează din prima. Adică, doamne, credeam că dacă vin mă plin cu calul. Da. Nu, într-adevăr, nu se face. În momentul în care tot e greu, încep să dea înapoi. Gloria, bravo, mulțumesc. Ai fost o fată cu minte, cu minte. Și răbdătoare. Cam asta a fost. Cum a fost, Răzvan? Binișor, din punctul meu de vedere. Oricum, sunt foarte multe lucruri care trebuie să le înveți, dar a fost ok. Da, doamnelor, domnilor, cam atât a fost pentru astăzi. Am făcut și echitație. Mulțumim, Răzvan, ai fost un profesor foarte, foarte bun. Cam atât a fost pentru astăzi. V-am salutat și ne vedem data viitoare.